Perioada de înscriere pentru clasa pregătitoare a început, iar toți părinții vor ca micuții lor să meargă la o școală unde se pot dezvolta armonios. Totuși, prichindeii care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 1 septembrie 2020 trebuie să treacă mai întâi de o evaluare psihosomatică. Cam un sfert durează. Ne-am pregătit noi un material prin care parcurge mai multe lucruri, de exemplu să numere, să recunoască cifrele, să recunoască vecinii, să despartă în silabe, discutăm despre povești, comunicăm cu ei, întrebăm personaje pozitive, negative, ce s-a întâmplat, ce a fost bine, ce n-a fost bine, tu ce ai face în situația respectivă. Sunt puse 20 de întrebări, fiecare verificând un anumit item. Pentru a putea să meargă la școală, ei trebuie să fie pregătiți atât din punct de vedere cognitiv, cât și socioafectiv. Psihopedagogul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt ne spune că noile generații au o inteligență bine dezvoltată, iar copiii sunt din ce în ce mai descurcăreți. Mi se pare că vin copii din ce în ce mai deștepți. Ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, că practic este o speranță pentru noi toți, nu? Deci foarte inteligenți, copii cu adevărat inteligenți și cu personalitate frumoasă și care stau în sarcină. Este foarte important să preventeze grădinița cât se poate de mult. Pentru că acolo ei învață anumite lucruri. Atât cât este o sarcină, 20-25, cam așa o să fie și la clasa pregătitoare în primele săptămâni. În Olt au fost stabilite 6 centre de evaluare. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în Slatina, Școala Nicolae Coculescu Scornicești, GPN Dumbrava Minunată Drăgănești, GPP 3 Caracal, GPP Floare de Tei Corabia și GPN Ion Creangă Balș. Acestea sunt deschise zilnic în intervalul orar 10-18.